În urmă cu câțiva ani ajunsese aproape o ruină, iar acum este, bineînțeles, un centru cultural dedicat patrimoniului material și imaterial rural. În materialul următor aflăm povestea casei cu blazoane din comuna Chioșdu, județul Buzău, care acum este o clădire emblematică a arhitecturii tradiționale și specifice satelor moșnene. Este construită în anul aproape 1700, iar cei care cunosc povestea spun că este casa de pe bancnota de 10 lei. Această poveste frumoasă o aflăm acum împreună. De ce este important acest monument și ce istoric? În primul rând, bine ați venit la Casa cu Blazoane. Este important odată pentru că în lista monumentelor și e la categoria A, chiar dacă e o căsuță micuță, să spunem. În al doilea rând, este construită de meșterii locali într-o arhitectură reprezentativă moșnenească, o arhitectură de case de munte. După aceea aparține Uniunii Arhitecților astăzi și a fost restaurată printr-un proiect european între 2012 și 2015. Este deschisă circuitului turistic, da? Avem programul fiecare zi și de asemenea funcționăm ca un centru cultural și ca o casă, bineînțeles, de creație arhitecților. Toate indiciile și cercetarea arheologică, ajutați bineînțeles aici de Muzeul Județean de la Buzău, de domnul director, dar și de doamna Ciobanu, fostă directoare, și domnul Constantinescu de asemenea a fost director, spune că este construită în jurul anului 1700. Se leagă, tot așa, indicii sunt, nu avem încă un document clar care să lege casa, dar se leagă de marele spătar Mihail Cantacuzino. De altfel avem și blazonul Cantacuzinilor pe deasupra intrării Beciului, deasupra intrării Gărniciului. Îmi vorbeați de moșneni. Cine erau moșnenii și care este legătura acestei case cu moșneni? Interesant, trebuie să ne readucem aminte și să reînvățăm istoria. Moșnenii sunt țărani liberi, proprietari de pământ, era important și mai ales zonele de munte au păstrat această, să spunem, stare de fapte până spre sfârșit de secolul XIX, chiar dacă a început să modernizarea României. Ei sunt importanți pentru noi, pentru istoria poporului român, zic eu, pentru că este baza acestui popor. Sunt familii care vin, erau organizate pe tip de, să spunem, cap de familie, care era moșneanul, cel în vârstă, cel înțelept. Și cumva de aici și denumirea de moșnea. Deci cel în vârstă și cel înțelept care făcea regula familiei. Și casa, ce legătură are cu ei? E, casa, în primul rând, a fost construită de meșterii locali, de altfel, spuneam și mai devreme, este într-o arhitectură țărănească și avem documente în secolul XIX în care este legată de familia Izbășoi, familie de moșneni stăriți din satul Comuna Chioșdu. Era vreo legătură între aceștia și Cantacuzin? Nu se știe, nu am găsit încă documente, dar e posibil. Adică puteau să fie, nu știu, administrator ai moșiei Mihail Cantacuzino sau rude care au rămas eventual cu casa după ce obștea moșnenilor a răscumpărat moșia lui Mihail Cantacuzino. Știm că există o istorie aparte asupra restaurării acestui monument. Poți să o împărtășești cu spectatorii noștri? Da, și cu bune și cu rele. De altfel, bune sunt că am ieșit la liman și cumva am reușit să restaurăm casa. Celelalte mai puțin bune, să spunem că e această birocrație care în sfârșit te încurcă, nu te ajută. Dar una peste alta, casa s-a restaurat începând, în primul rând, în plan personal am încercat să o restaurez, n-am reușit. În 2008 a ajuns în posesia Uniunii Arhitecților din România și de atunci s-au făcut din nou demersuri și de-abia în iunie 2012 s-a început propriu-zis restaurarea. Noi că a beneficiat de fonduri europene, spre ce fonduri europene a beneficiat? Da, este făcut printr-un proiect european, prin Ministerul Dezvoltării, chiar pe axa asta a monumentelor, pe zona asta de sud-est a României. Nu se putea, cred, face altfel, o sumă importantă, s-au dat peste 1 milion de euro, 1 milion și aproape jumătate de euro.
e necesar, e un monument valoros, a trebuit să facă cu oameni de meserie, cu oameni avizați de Ministerul Culturii și așa s-a și făcut. Ce adăpostește astăzi Casa cu Blazon? Astăzi Casa cu Blazon are mai multe expoziții, asta încercăm să facem. Odată interiorul vrem să-l păstrăm ca o casă de perioadă, deci de perioadă de 1000, secolul 18, secolul 19, n-am găsit mai de secolul 18, am găsit foarte mult mobilaj de secolul 19 și chiar început de secolul 20. Avem și o expoziție a culturii moșnenești în beciul mare al casei. Încercăm să readucem cumva istoria acestor moșneni de care, în sfârșit, se cunosc puține, dar ei sunt baza acestui popor. Ce activități se desfășoară aici la Casa cu Blazoane? Găzduim tot felul de activități, începând cu festivaluri, am găzduit team building-uri și, să spunem, perioade cu formare profesională. De curând am încheiat o acțiune deschisă de domnul profesor Lorin Nicolae de la Ion Mincu din București, de la Universitatea de Arhitectură. A venit cu studenți și a stat o săptămână în sfârșit și are un proiect foarte frumos, așa un fel de tabără de vară. Deci găzduim tipul ăsta de activități, dar și activități mai, să spunem, mai laice, așa, adică vin oamenii când se căsătoresc și fac poze, de exemplu. E la fel de frumos. Îmi spuneai legat de aceste workshop-uri și acest gen de activități. Vorbim despre workshop-uri care țin de tradițiile locale? Nu numai. Am găzduit inclusiv workshop-uri și, nu știu, anumite conferințe legate, de exemplu, despre cazinoul din Constanța, până să înceapă marea reconstrucție. Deci găzduim tot felul de activități. Și partea de patrimoniu imaterial de aici, din regiunea Ghiujnu? Aici lucrăm în continuare și ambiția mea personală este să deschidem câteva ateliere importante, zic eu. Unul de țesătorie avem, să spunem, războaiele, avem mai multe din care să reușim să încropim vreo 2-3, inclusiv un război dublu, așa numitul război dublu, care era mult mai lat decât cel normal, încercând să ne folosim de, să spunem, ultimii oameni mai în vârstă și de așa numitul patrimoniu pe care îl duc, patrimoniul imaterial, adică secretele astea pe care le-au învățat și ei de la bunicii lor, cumva să le furăm și noi. Ne este mai greu, încercăm să amenajăm acum două ateliere și suntem pe drumul cel bun. Cum a influențat renovarea și restaurarea Casei cu Blazoane turismul în regiunea noastră? Eu zic că pozitiv. Chiar dacă nu a fost înțeles de prima dată proiectul și cumva am avut o mică rezistență chiar și din partea, să spunem, administrației locale, acum cred că s-a înțeles, există o deschidere și din partea primăriei în ultimul timp. Oamenii au văzut că cumva proiectul ăsta atrage și aduce lume nouă. Inclusiv pensiunile care sunt în zonă nu sunt foarte multe, dar pentru ele cred că e un lucru bun. Ce proiecte de viitor aveți? Multe. Vorbeam mai devreme despre acest patrimoniu imaterial, deci aici lucrăm foarte intens și aș vrea să aducem o clădire pe care o avem deja, dar nu e adusă la standarde, să facem 2-3 ateliere. După aceea să conștientizăm și să aducem oameni de patrimoniu, dar și oameni care pot comunica foarte bine, mai ales cu tinerii din sat, astfel încât să nu-și mai strice casele vechi și frumoase pe care le-au în curte și cumva să nu mai vină cu ideile din Occident, de pe unde muncesc. Asta e o mare ambiție pe care o am, pentru că aici s-a văzut că există o mare problemă. De fapt, ei și le-au stricat din lipsă de îndrumare, din lipsă poate și dintr-o lacună legislativă, nu știu, dar lipsă de îndrumare sigur a fost. Deci vorbim de un proiect prin care să fie conservat patrimoniul rural, în special patrimoniul arhitectural rural. Da, cred că ar fi necesar, numai că e foarte interesant, dar ar fi necesar pentru că s-a distrus foarte mult în ultimii ani și căsuțele vechi pe care le mai aveau prin curți încep și le renovează, iar renovarea înseamnă, nu știu, învelopare termică și vopsirea din alb în portocaliu.
Adică cumva aici trebuie foarte mult punctat și cred că există o deschidere, oamenii învață dacă văd ceva frumos și cumva aici dăm un exemplu, zic, bun. Cam despre ce model turistic e vorba, câtă vreme vorbim de toate lucrurile astea, comparativ cu alte zone? Aici mă gândesc că avem în România, în zona montană, de asemenea de regiuni precum Bran Moiciu. Cum s-ar poziționa Țara Chiojului raportat cu acestea? Cu mare deschidere și cred că cu mare avantaj, pentru că pornim undeva cam de la 0-1 așa și avem de urcat până la 10. Deci avem de urcat foarte mult și dacă reușim ca strategia asta de a urca în sus să nu se facă aleatoriu și cu o strategie sănătoasă de protejarea patrimoniului, de folosirea patrimoniului, de exemplu, montan, pe care Comuna Chiojdul are din plin. Are un lac, lacul Vulturilor, mai multe vârfuri muntoase, inclusiv vârful Mălâia. Deci are un patrimoniu extraordinar, are și zone care sunt deja în această încercare de protecție numită Natura 2000 și care, să spunem că e mai cunoscută. Deci au toate șansele să devină unul dintre locurile, să spunem, turistice extraordinar de bine făcute, dacă sunt gândite în felul ăsta. Poate turismul rural să reprezinte o alternativă pentru comunitățile locale? Mă gândesc că acum că Uniunea Europeană va pune în următorul PAC mult accent pe partea de comunități rurale și dezvoltarea zonelor rurale. Da, e o șansă și pentru comunitate și pentru tineri în special să nu mai plece acolo și să poată să investească, să primească eventual și ajutor, că de aici pleacă toată ideea. Sigur că poate să existe această gândire pe termen lung. Aș vrea să spun aici că cumva aici trebuie bătut foarte tare și, nu știu, și împins de la spate cumva poate și autoritatea locală. Noi încercăm și facem ce putem din punctul nostru de vedere, așa, cu resurse mai slăbuțe, dar reprezentând un avantaj, mai ales din punctul de vedere al exemplului. Pentru că acest turism, să spunem, de genul ăsta, turism rural, cum spuneai mai devreme, poate crește foarte mult. Iar noi avem un avantaj al unui patrimoniu extraordinar.